No, salutare, că ești bine la un nou episod. De data asta nu știu cum, și acum nu o să fac episod cu caracter nou. Acolo aș vrea să fac un live stream mai pe scurt, așa că nu uita de butonul de like și subscribe. Am luat decizia să facem live stream, dar am uitat că eu am o problemă de când locuiesc în Germania, efectiv. E problema asta. E că undeva aproape 5-6 dimineața, cam așa, tot timpul, dar tot timpul mi se blochează live-ul, mă scoate de pe jocuri, se dă un fel de reconect la internet și încă nu am participat nici acum cu guilda. Complete mission. Stai, mă, aici. Măi, dar după ce l-am luat pe ăsta, ce ar trebui să facem? Pentru că noi tot am băgat, am tot, uite-te, altceva nu pot să iau, știi? Deci altceva nu mai pot să mai iau de aici. N-am nicio idee, sincer. Mă rog. Whatever. Da, în fine. Ok, ce să facem în episodul de astăzi? O să vă arăt o mică chestie. Dacă tot stăm pe aici, oricum trebuie să mă duc să mai fac niște bănuți. Mama, bine, m-am trezit, hai că bem cafea împreună. Și am quest-uri foarte multe, dar foarte multe, nu prea m-am chiar așa de multe, că tot le-am făcut una după alta, știi? Dar vreau să facem cumva cu caracterul cel mic, să-l creștem și să am două caractere, numai că prima dată vreau să fac pe ăsta full. Că încetul că o să vină, eu am căsul la PVP, la alea, la... Deci ați văzut unde zona, da? Am intrat la B1, la 1F, scuze, mă rog, B1. Și am început să omorâm pe ăștia. Și după aia, uitați-vă ce drăpăm. Dead Soul Quality. Deci, efectiv, aici vă umplem cu treburile astea. Dar da, ăștia sunt puțini, așa, ăștia micuți, știi? Ori 3 leaf, de care tot timpul o să aveți nevoie. Aveți boss, clar, pe aici și boss o să fie. Stai să văd că am impresia că nu-i făcut ceva bine pe aici. 2 secunde. Stai să dau un pic mai aici, că parcă mă deranjează sunetul. Sound-ul. Așa, perfect. Ok. Deci aici puteți să luați foarte, foarte multe chestii care aveți nevoie, efectiv, și nu trebuie să mai stați, să mai... Chestii de ce am făcut foarte multe quest-uri. Numai că nu cred că am ajuns eu la P6, da, P6 cred că ar fi ultimul. Nu, ba, am ajuns, că am avut quest. A, bine, că aici scrie că cu 2, că cu alea, dar uite-te aici, numai după ce... Deci trebuie să-l omor pe Cornelius, dar aici trebuie să apară ăla cu eventul ăla. Și uite-te ce pot oferi. Foarte, foarte multe chestii. Și Obsidian Knight. Mă rog, nu prea m-ar interesa. La un moment dat o să puteți să veniți pe aici. Ia mă că eu nu l-am făcut, vezi? Uite-te, până la 2, 3, 4. Acolo le văd 50 deja și... Ui, destul de hard, sincer. Deci, nu v-aș aștepta să fie chiar așa ușor. De foarte multe ori vin prin zona asta și încep să... Să încep să omor un altă, că... Îți mai dă mai multe chestii. Îți mai dă să mai omor... să mai omor pe ăștia. Și atunci... mai dropezi, mai unul alta, mai îți faci... iteme, mai alea. Apropo, hai că dacă tot stăm pe aici și... A, nu, stai că trebuie să-l omorâm pe ăla. Saffron, e prima dată când îi dropez Saffron, nu știu ce e ăla, dar în fine, pentru ce mă pot ajuta. Și... Pentru început... Mamă, ce pied mi-a dat. Pentru început aș vrea să facem o mică schemă. Mergem aici la skills. Cam asta sunt skillurile pe care le... Bă, dar de ce mi se bucuiește când ultimul halol? Mă rog,
whatever. Trebuie să fac rost de asta de skill-uri, că uite-te, eu le-am tot încă pe level 1, pe verde. Primul am pe move. Ceva nu e ok aici. Nu, mă rog, hai să... Asta să mă blochez, deci... Cam să sunt skill-urile. Aici... Asta l-am făcut. Altceva nimic. Unde-i? La Dagger, nu? La Gridsword l-am arătat. La Dagger. Numai pe asta l-am pus. Bine, m-am luat după alții, în fine. Nu... După ăștia care chiar fac PvP-uri și pot să facă ceva, adică mă înțelegeți, fără dor și poate trade un loc stăm de asta și o să am nevoie odată, dar cred că o să facem într-un alt episod când o să fie mai mult timp. Aici mai am contracte foarte, foarte multe. 15, ia vezi că nu, dar trebuie să le dă, oh, wow, nu le mai pot da, mă. Nu, în fine. Asta nu le pot face nimic cu ele. Aici m-am staff-ul. Și aici la literally book. Asta e albastru? Da. Eu vreau să le completez cam pe toate și... Uite, deja l-am completat pe astea de atâta timp. Aici aș cam vrea să le fac, de nou mai îmi dă și epicul ăsta. Asta nu prea mă ajută pe mine. Ce m-ar ajuta deocamdată ar fi... Numai și numai itemele, știi? Deci numai și numai itemele. Am o armă, nu mă mai schimb, pentru că arma pe care o am e level 5 și vreau să o duc un pic mai sus, da, clar. La care de n-am mai făcut, deși mai am pe ăștia 2. Așa trebuie să mă duc să văd. Venusing mana, o să recomandă 26%, recomandă, nu mă ajută cu nimic, lol. Lancing projecting damage. Lol, eu l-am pe ăsta deocamdată, care dă chiar ok de când îl activește. No, mă rog, hai să merg un pic la ăsta și poate după aia merg un pic mai sus la aia de level 50 ca să vii arăt, știi? Și să vedem ce facem acolo. Și acolo îmi dă piteme și verzi și de ala pot să completez mai multe chestii, știi? Deci, e super, super gândit că toate zonele sunt chiar ok. Unde nu ajung eu, adică, cred că în episodul de astăzi o să vă arăt mai multe locații pe care ar trebui să le mai cunoaște dacă sunteți jucători noi de Turn of Gate. Cred că l-am mai făcut, dar în fine. Ia uite, mi-am primit un item în momentul de față. Da, stai un pic. L-am eu pe ăsta, dar ar trebui pe undeva cam dialog. Aici stă bine. Să nu mă mai deranjeze. Asta e un fel de boss. Da. No. Hai să mergem să ne dăm teleport în cealaltă parte. Să mergem așa liniștiți, fără să ne mai deranjeze nimeni. Și... să vă mai arăt. Mergem tot așa, câte un pic, știi? Bine, în cealaltă parte o să trag un boss. Eu mor un pic mai pâncel, dar în fine. Aici de la avem și un boss. Este de level 20, lol. Am un coffin aici, apropo, fiate, uitați-vă la mine ce fac. L-am pe ăsta, da? Mamă, ceva e ăsta. Deci l-am pe ăsta, da? Ok. Am văzut facem un play următor. Ați văzut că teleportul pe verde, da? Ok. După ce încep să mor pe ăștia, iar de la început să vină alt boss, să face albastru. Mamă, ui, cât a stun-ul. Oh, frate, calmează-te. Prea repede îmi dă stun, trebuie să-mi pun o dată pe iteme de ăla. Că e un pic mai ciudat deja toată treaba. Nu, mi-a dat stun-ul, dar nu a făcut. N-a durat chiar așa de mult. Man. Băi, nebun. Am că ceva se întâmplă, poate n-am scos-o cu rana asta administratorul.
Bă, dar uite-te mă cine-mi dă stanul, bro. Mamă, mâncate arăt. Azilul ești nebun. Na, no, și asta zic că uite-te aici, vii. Pur și simplu. Uitați-vă acolo ce putem să luăm. Mă rog, de data asta l-am avut noroc și l-am prins pe ăsta, nebunul ăsta. Lol, ce porcărie. Bă, vi le prezint pentru că majoritatea nu prea știu ce. Am început să-mi scrie mesaje că bă, unde e locația aia, unde e locația aia. Așa că mai bine, nici nu știu, ar trebui să mă duc să vi le fac. Da. Ca și cum am făcut la Mir 4, știi? Dar încă stau și mă gândesc, pentru că așa ar trebui să fac episoade alea pentru TikTok. Dar oricum n-am pus pe TikTok, așa că bine, unde am văzut eu că n-am, nu, chiar nu le găsești pe internet, știi, că alea le-am filmat. Că na, ok, hai să ne dăm acum, să plecăm de aici, oricum tot așa e, deci tot primele alea ceva, tot așa un set sau eu știu, îți mai dă, aici mă dă cel mai aproape. Bun, perfect. Aici e posibil pe undeva la anul să se mai facă un update. Dar, cel mai simplu... 11, mâine, mă. A, mâine e de ăla cu bătări de clanuri. Aici nu rezistă. No, aici n-am rezistat niciodată, mă jur. Și mi-e greu să spun că... Bro, n-ai nicio treabă efectiv, deci e durere ce faci pe acolo, adică ia vezi, trebuie să mor pe morul, ca e te numai pe asta le-am, dar nu pe degeaba, sau cu gigantric, eu nici nu pot să urc pe gigantric, nici nu știu cum, e prea inapt, mă jur. Aici l-am terminat, monștri. E bine, ca asta după ce apăsați mă, puteți să vedeți, oricum vă poartă toată mapa, efectiv, deci toată mapa, pentru că... No, e mai ok, excavator nou, da, dar asta nu-i spawnat, aia e toată schema. Collection, mixer, goals, ia să vedem. Asta e un quest normal. Nu cred că am nevoie de la mare, știi? Mamă, deci... Ca să ajungi aici, trebuie să mergi acolo. În castel, da? Ok. Și trebuie să zbori efectiv până în partea asta. Bă, e zone, da? Cel mai bine, luați-vă după quest-uri. Deci jocul ăsta se bazează foarte, foarte mult pe quest-uri. Eu de la level 40 ceva am început să mai atac și eu am făcut un level la atac simplu. Pentru că numai nu făceam level-ul, mă înțelegi? Numai nu mai aveam quest-uri de fapt și băi, după aia am zis că băi, imposibil, mă, ce Dumnezeu te fac? Hai repede să mai mergem să facem level-ul. Mamă, cât am tras atunci, am stat cred că și 4 ore sunt. Da, bine, în timp de 2 zile am făcut level-ul, știi? Și tot a început să-mi vină. Ia, ai văzut că aici nu-ți mai da așa cum îți dă înăuntru un labirintul ăla? Dar da, fii atent, nu ai labirint peste tot. Ca să știi, de fiecare dată, ca să învățați o mică schemă de la mine, când vedeți pe mapă, uite, mina asta, mergeți tot timpul și le luați, pentru că vă arăt acum ce vă dă. Bine, cred că s-a mai văzut în episoade și de ce stau să le iau, aveți mana steel și cu alea este mana steel. Deci... Asta tot timpul, dar tot timpul o să aveți nevoie de ele și o să fie chiar nevoie. Că din verzi, sau știi, din gri, poți să le faci verzi, albastre și mauve. După ce ai început să ai setul, armele, un alta, mauve, nu prea mai ai nevoie de ceva, știi? Aici, de multe ori... Și mie mi se bugăiște, cred că ați mai văzut de câte ori m-am enervat efectiv și pe episoade, că bro, efectiv mi s-a buguit, deci... Deocamdată cu caracterul mic am evitat să le iau pe... Cum se numește?
Am evitat să iau questurile celelalte, mă înțelegi? Pentru că numai le complic și după aia uit pe unde ar trebui să fiu normal. Așa că le fac step by step toate. Nu știu cum arată, ar trebui să mă duc să văd un... Ia la codex le-am făcut pe toate, aici la exploration multe, pus să vezi cu pisul ăsta și nu l-aș putea să le fac sau multe nici nu mă interesează, dar eu de aia nu le mai fac, știi? Aia aveți, mă uit aici la reward, bă, lasă mă frate, nu, n-am nevoie de ăsta. Ce ar trebui să fac aici, nu? De primul e defense skill, știi? 10 bucăți de aia. Trebuie să mă duc să-i omor. Nu, da. Primul ce mi-e... Nu, mă. Unde e, mă? Ca om am uitat. A, aici. Survive. Intense Fury. De 10 ori. Dar le fac, bro. Și de ce nu mi le dă? Deci, fii atent. Le fac când mă duc la... Când mă duc la ăla. Ăsta nu știu dacă chiar mă ajută super mult. Adică, gândiți-vă că... Apropo, vrei să merg să prindem iară ăsta, mă? Unde-i? Opa! Ce e aici? Locație nouă? Ia stați puțin. E prima dată că nu o văd. Bravo, mai dat drumul la locație? Eu n-am auzit să se fi vorbit de o locație nouă. Sau mă rog, videoclipuri sau chestii de genul. Ia hai să mergem să descoperim. Dacă tot suntem pe aici, să vedem ce ne dă și în locația aia. Că... Bă, apropo, am început să râd la episodul ieri de Fortnite, adică ce random a fost episodul, mă jur. Orc, ăștia sunt orc șaman. Ăștia de level 50. Bă, deci după ce-o dat banul... Aaa, e în story treaba asta, mă, nu știu. Deci e în story. În ultimele momente cum ar fi din story e ăsta. Da, mă, da. El a deblocat și pe ăsta. Nu l-am văzut până acum, că dacă îl vedeam clar că îl descopeream, adică puneam checkpoint de ăla, știi? Mă jur, adică mișto, rău. Hai să vedem dacă îl urăm pe unul, ce ne dă. Mamă, ăla să nu vină. Nu mi-a dat nimic. Niște bănuți acolo și... Dacă aveam shield-ul, puteam să-i împing, știi? Bă, quality pergament... Da, mică, uite, dacă vin tăți. Băga așa, dracu. Pleacă, bă, de aici. Sărăcii. Pleacă. Hai să le fac și să-l descopăr și pe ăsta. Da, mă, ok, perfect. Aha, deci așa arată mapa. Da, deocamdată e ok. Guilda asta are... Nu, ocupite, opa, nu l-a luat nimeni. Da, mă, și uite ce poți să iei lemne de alea. Ui, câte quest-uri avem aici, e nebun? A, bine, ăsta nu mi-l trebuie. Bă, calmează-ți să-ți ce ai. Aici e normal, trebuia să fii safe, zic și eu. Apropo, deci, nu știu, mă uitam în... Cum se numește, mă uitam așa un pic acolo pe Discord, bă, deci câte persoane, gen bots, au banat ăștia. Na, vezi nicio, la altă o treabă, mă. Cert, adică... Bă, nu știu, bă, eu nu vă pun un mic cert, mă jur, adică... What the fuck, de atâta timp... M-am cerat să mă duc. Fac de atâta timp și... Nu pot să... Bă, nu e cert, mi se pare numai, știi, așa, la... La ce Dumnezeu trebuie să fac aici, mă? A, trebuie să-l omor pe ăsta, șamanul ăsta. Defeat, da. În fine, și asta zic că...
Dacă și am de alea până acum, dar nu știu ce mă oferă. Ia să-mi iei prima dată la... A, nu, nu mai apuc. Nu mă, ce... Defeat the Orc Shaman and find treasure key. Bă. And find treasure key. A, trebuie să mor pe mai mulți ca să... Vedem, da, și asta e o chestie minunată. Da, mă, dar unde e treasure key-ul? Trebuie să mor pe toți. What the fuck? Ești nebun la cap. Are și alte metode de a-i omori, știi? Aha, am luat, gata. Păi și stai, acum în ce parte trebuie să plec? Una încolo. Eee, gata, mă. Ia, facem altceva. Hai că am înțeles. Mergi mai prost pentru mine. Hai că facem un alt episod, așa că nu uitați butonul de like, subscribe, am pupat, pa, pa.